Salutare lume! Astăzi am să vă prezint acest kit de amplificare format din două etaje finale, punte redresoare, condensator de fitraj, transformator și partea de intrare a tensiunii la 220, deoarece dacă conectez tensiunea direct la borne, dă siguranța afară. Așa am pus tot blocul ăsta ca să amortizeze acel șut de curent. Uitați aici consumul lui în gol, ce atâta consumă el când e oprit. Uitați aici cum a fost făcut, partea asta de sus a fost făcută de mine, pe ambele părți, cea de jos este originală, ceea ce a avut el înainte, ca să vedeți, a fost asta, așa n-am putut să recuperez și până la urma urmei am preferat să o fac cu mâna mea, adică să fac totul de la început și am găsit o schemă pe internet pentru tranzistorii ăștia pe care îi vedeți aici, sunt dedesubt. Uitați. Și uitați aici tranzistorii. Așa. O ieșit. Funcționează. Acum să-i dau drumul la muzică să vedeți cât consumă pe două boxe. Uitați aici boxele, pe astea o să funcționeze pe Alien. Uitați aici. Așa. Am pus muzică pe CD player. Acum să-i dau drumul. Acum am conectat aparatul de măsură pe alimentare, dar numai pe o singură fază, adică ground și plus. Și uitați aici, tensiunea normală. Deci el ar veni undeva la un 260 de volți, 61, na, asta oscilează. Mai să dau drumul la muzică. Deci cam așa se comportă tensiunea. Transformatorul alimentează undeva la 2 ori 45 de volți în curent alternativ. După redresare și filtraj ajunge 2 ori 60. Asta cam atâta cade el tensiunii, dar cred că e din cauza la punte, că dacă măsor curentul alternativ nu scade mai mult de un volt. Aici scade mai mult. Da, acum am sumut aparatul pe boxe. Acum am să vă arăt tensiunea pe ieșire în curent alternativ. Uitați aici. Este conectat numai pe o singură boxă. Canalele sunt identice. Și acum am să-i dau drumul. De fapt, trebuie să-l bag în priză acum. Am să vă arăt amperajul.
Acum am conectat aparatul pe amperaj. Uitați aici, doar pe o singură boxă. Așa, acum să dau drumul la muzică. Deci cam ăsta e testul. Boxele sunt pe 8 ohmi. Așa canalele s-au încălzit, scălduții. Și am pus radiatoare pe tranzistori ăștia pentru că se încălzeau. Nu se încălzesc foarte tare, dar totuși o trebuie să pun. Așa. N-am avut tranzistori exacti care trebuia mie să-i pun, așa că am pus niște complementari. Am căutat, am măsurat, i-am verificat pe valoarea asta a HFE, să fie împerecheat, să fie la fel, canalul 1 cu altul. Mulți tranzistori sunt recuperați de pe cealaltă placă, alții i-am luat de prin altă parte. Așa. De aici reglez obiasul, este reglat la 1,1 V între capete. Așa, ăștia sunt condensatorii pe aici. Da. Aici transformatorul are undeva la 1 kW, să zicem. Aici puntea redresoarei. Deci vă uitați ce filtraj am pus. Asta e puntea. Uitați aici. Asta e etajul de alimentare a transformatorului. Condensatori. Bobina asta de aici e pe 0,6 ohmi, dublă. Și aici aparatul. Da, deci cam asta au fost. Asta e videoclipul. Atunci, salutare!